Incendiu de proporții la un depozit de mobilă din capitală la ora 6 dimineața pe strada Uzinelor. Flăcările au cuprins secția de producere a materiei prime din depozit și a nimicit circa 1000 de metri pătrați. 7 autospeciale și 50 de pompieri au lucrat ore bune la stingerea focului. Deocamdată nu se știe din ce cauză a izbucnit focul. Laboratorul experimental antiincendiar urmează să stabilească cauzele și circumstanțele incendiului.